Curțile școlilor din Medjidie au răsunat iarăși de glasurile vesele ale copiilor, holurile și selile de clasă au fost pline de elevi cu chipurile vesele de bucurie a revederii. La școala gimnazială Ile Caragiele, mulțimea a fost nerăbdătoare să afle noutățile noului an școlar. Cu părinții de mână, micuții cu brațele pline de flori au așteptat să fie invitați în sălile de clasă. Popescu Alexandra Maria, Prosira Ian Eric, Ruianu Andrei Dorian, Șerbu Maria Livia, Șapera Diana Andreea, Stoica Ioana Cristiana. Sperăm să realizăm cât mai multe lucruri împreună, atât prin efortul cadrelor didactice, cât și al familiilor care ne-au susținut și sper să ne susțină în continuare. Avem nevoie de sprijinul lor, astfel încât să realizăm o dezvoltare a fiecărui copil în funcție de potențialul, de dotările, de aptitudinile și de talentul lor. La Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu, ceremonia de deschidere s-a desfășurat în nota obișnuită. După slujba religioasă au fost premiați elevii cu merite deosebite la învățătură. În primul rând, elevilor le transmit multă, multă sănătate, putere de muncă și rezultate în acest an școlar, rezultate mai bune. Să ne ajute atât elevii cât și profesorii și dascălii și părinții alături să readucem școala, acest Colegiu Tehnic Nicolae Titulescu, la valoarea pe care a avut-o altădată. Am încercat încet, încet, cu pași mărunți în anii care au trecut, alături de procesul instructiv educativ, să implicăm copiii în foarte multe activități extracurriculare. Am obținut rezultate deosebite. Astăzi a avut loc premierea elevilor noștri, atât la rezultatele la învățătură, cât și la activitățile extracurriculare, și am îndemnat ca anul acesta să ne depășim pe noi. Și elevii școlii gimnaziale Mircea Dragomirescu s-au revăzut cu bucurie. Aici, bobocii au pășit în școală cu sfială, emoții, dar și cu speranță. Pentru ei a început o nouă etapă foarte importantă, viața de elev.